Salut și eu am găsit la un mic vlog, un vlog un pic mai special pentru că nu sunt acasă, sunt la Bran și am decis să mergem aici să sărbătorim puțin pentru că am atins numărul ăla de 200.000 de abonați. Am venit împreună cu prietena mea și vom merge la castel, sunt la o pensiune aici, dar am zis că de ce nu să fac și un vlog cu experiența mea de la Bran. Am zis că de fiecare dată când o să merg undeva o să filmez ca să vedeți și voi pe unde am fost și ce am vizitat, că nu știu, mă gândesc că e o idee bună și cred că mai mulți dintre voi ați vrea să vedeți chestia asta. Așa că dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like și în continuare ne vom plimba pe aici, pe la Bran. Am ajuns la o mică cafeluță de dimineață, așa. Super frumos aici. Tu ce faci acolo? Mi-amestec în ciorbă. Mestec în ciorbă, Nu frige și am pus și zahăr, mi-a plăcut dulce. Și o să ne pregătim să mergem până la Bran, la castel. Doamne, dar e mare rău de tot. Dar ți-ai pus semnul de pliculeță? Ba da, dar nu l-am amestecat. Și să mergem la Bran, să mergem la Casa Groazii. Ne lasă să filmăm la Casa Groazii ore? Nu, oricum nu cred că o să vadă nimic. Ok, să vedem. Oricum, destul de tare aici, îmi place. La Bran. Și acolo sus e castelul. Uite, chiar acolo e intrarea. Și mergem pe drumulețul ăsta. Sunt o grămadă de oameni aici. Care probabil cred că sună bun că vorbesc cu telefonul. Dar vorbesc cu tine, nu cu telefonul. Hai, frumos aici. Sunt o grămadă de străini, am observat. O grămadă de străini. Dar ăsta e drumul. Foarte frumos aici, chiar îmi place. Să ai grijă la cum mergi pe aici. On the 5 million banknote, also the Romanian Ateneo de Opera House is on the back of the 5 million banknote. So, here is Queen Mary, where she used to have her pictures taken, paintings, relaxing, and the royal family very important promoting culture. So, they actually started the career of Georgian. Actually, the first queen started when Georgian. Something else interesting here, we have that tower. That tower, even today, is called the Dump of the Tower, and it used to be the Dump of the Tower. And you see that it's from new material, new bricks. It used to be stone, also rounded, but stone. And it grew up in the 18th century. Probably so, because it rose and grew apart, but now it's redone in the 18th century. Slowly, after you took the romantic pictures, over there, as you're coming up, watch your head. Memories were lost. Sus de tot. Poți să vezi totul de aici. E sunt de tare. Foarte multă lume, foarte mult străini. Am văzut și oameni care vin tocmai din China, din Germania. Grămadă de oameni străini aici. Uite ce priveliște e, doamne. Absolut superb. Și o să continuăm să mergem pe aici. M-am mers până acum cu un grup. Era un grup german sau ceva. Și am mers cu ei.
și cred că o să mergem în continuare cu ei. Aici n-ai un ghid sau ceva, dacă nu vii cu un grup, n-ai niciun ghid. Pur și mergi și te uiți și cam atât. Dar, cum faci asta? Vom merge? Uite, așa ceva îmi place. Avem arme, avem armuri, zici că sunt ele din chivalry. De cât de tare e. E genial. Așa are și crossbow. Da, așa că să-l filmez pe ăsta. All around the corridors and down to the well. Scut acolo. That's where we stop. And avem și scut. All of these, there are mainly Austrian weapons brought in by Dominique. He had to bring in lots of furniture and stuff. Cotabons of Kronstadt. Jos de tot, baza castelului aici. Per total, aș spune că merită să mergeți la Bran dacă vreți să vizitați, nu știu, o zonă medievală. E destul de tare. Hai să vă arăt așa cum se vede de aici, de sus. De sus, de jos, doamne. De suveniruri dinăuntru, dacă vreți să cumpărați ceva de genul ăsta pentru acasă. Sunt destul de mișto figurinele, ar merge să le pun pe birou. Uite, una din asta cred că mi-aș lua și eu să-mi pun pe birou ceva de genul ăsta. Și aici avem niște bănuți, ceva. Niște bănuți, sârbi și tot felul de chestii. That's why I made it. Am terminat, am ieșit din castel, cred că se vede în spate acolo. Per total, sunt de tare. Cum s-a părut? Superb. Da, erau niște chestii la suveniruri acolo, v-am arătat noi. Ceva de genul un soldățel de la mic, 80 de lei. 80 de lei un soldățel de la mic, mic. Și bănuiesc că aici, adică jos aici când te duci, sunt niște magazine de-astea cu suveniruri. Pun pariu că le găsești mult mai ieftine decât acolo. Dar mă gândesc că sunt puse prețurile astea pentru străini. Având în vedere că sunt foarte mulți străini. Probabil 80 de lei pentru ei se pare așa, un chilipir sau ceva. Și zice, 80 de lei, hai că l-arunc. Dar la noi 80 de lei sunt bani. Așa că... Am vrut să luăm și noi ceva, dar din păcate sunt un pic cam scumpe. Ca românul zgârcit. Nu românul zgârcit, dar nu vreau să dau 80 de lei pe un soldățel de la așa mic. Bine, și majoritatea chestiilor erau super scumpe, da. Așa, doamne, să ia vânt pe aici, să ai grijă. Slăbești, faci zăcitură de-astea. Ok, bine. Hai să vedem, aici sunt alte chestii, suveniruri și tot felul de lucruri. Văd că aici înăuntru, cred că ține tot de castel. Și dacă te duci în afara porții, după aia sunt ăia cu tarabele și chestii. Și chestiile astea cred că țin tot de castel. Cred. Mi-a